Bine v-am găsit, dragi prieteni, invitatul meu, scriitorul, criticul și istoricul literar, Ioan Buzaș. Domnule profesor, sunteți considerat ultimul reprezentant al școlii Ardele. Unii vă asimilează brajului cu toată ființa dumneavoastră, chiar dacă v-ați născut undeva în județul Cluj. După, iată, o viață petrecută la Blaj, ce înseamnă pentru noastră și această recunoaștere și această etichetare și simplu, dacă simplu poate să fie, faptul că aparțineți prin tot ceea ce ați scris și scrieți acest oraș. Mulțumindu-vă pentru această amicală și generoasă prezentare, o să vă spun că eu am venit la Blaj prin repartiție guvernamentală știind prea puțin despre Blaj. Dar am avut norocul să vin dintr-un oraș care, într-un fel, este un afin spiritual al Blajului. Este orășelul de pe Someș, Gherla, care a fost multă vreme sediu episcopiei greco-catolice, până când, așa cum știți, preasfințitul Iuliu Hosu a mutat sediu episcopiei la Cluj și episcopia așa astăzi se numește Cluj-Gherla. În 1965, când am venit, știam puține lucruri despre Blaj. Sigur că repartizarea nu m-a încântat de la început, pentru că nădăjduiam fie să ajung asistent universitar la literatură veche la Oradea, așa cum îmi promisese unul din cei mai buni profesori ai mei de la filologia clujană, Iosif Ervain, fie așa în tradiția învățământului ardelean să ajung învățător sau profesor în satul meu. Tatăl meu era învățător în Mintiu Gherlei, lângă Gherla, și era o bucurie a mea să ajung profesor la școala la care am absolvit. La Blaj, așa cum spuneam cu altă ocazie, am avut însă șansa unor profesori din frumoasa generație interbelică blăjană, acei preoți profesori care erau modele ale învățământului interbelic și au fost modele și pentru noi. Iată câteva nume din acestea. Era învățatul profesor Ștefan Manciulea. Și aici trebuie să vă fac o mărturisire, eu mă rușinez. E foarte frumos să-mi spuneți ultimul reprezentant al școlii ardelene. O iau cu rezervă aceasta și numai pentru amabilitatea dumneavoastră. Ultimul reprezentant al școlii ardelene și mie mi se datorează această denumire a fost Ștefan Manciulea și în Catedrala Blajului, când l-am evocat împreună, am și motivat de ce Ștefan Manciulea merită cu presosință această sintagmă. Dar să revin, în afară de Ștefan Manciulea, mai predau atunci în școlile Blajului Dionisie Popa Mărgineni, cel care a scris o monografie despre Șincai. Mai preda Emil Nirșteanu, un geograf foarte bun, Teodor Seiceanu, istoricul, și Radu Brateș, profesorul Biriș, care neajungând la catedra din Blaj, făcea o navetă obositoare la Teiuș, dar cu care am intrat în relații de prietenie intelectuală pentru că îl citisem pe Pavel Dan și am știut că a fost unul din cei mai buni și mai apropiați prieteni ai scriitorului Pavel Dan, ai prozatorului Câmpiei Transilvane. Și până la prematura lui dispariție, în 1973, eu am fost într-un fel de relație cărturărească și foarte benefică pentru mine cu Radu Brateș. Prin acești profesori am cunoscut Blajul. Am cunoscut Blajul mai ales prin trecutul lui și prin jertfa lui istorică și de credință. Pentru că zidurile aveau, vorba lui Vasile Cârlova din ruinurile Târgoviște, o înfățișare tristă. Îmi și venea câteodată să recit, trecând prin fața catedralei, acele versuri cunoscute din ruinurile Târgoviștei. O ziduri întristate, o monument slăvit, în ce mărime înaltă și voi ați strălucit. Acum era o tristețe totuși în Blaj. Blajul trăia prin trecutul lui. A început să fie și a fost un lucru bun, un oraș industrial și iar un lucru bun că s-a menținut specificul de orășel al școlilor. Erau când ați venit noastră în Blaj câte licee? Cred că 4 licee.
un orășel de școli și cineva, făcând o statistică a Blajului, a spus, fără exagerare, că un sfert din populația Blajului, era atunci de 10-12 mii, poate ceva mai mult, un sfert din această populație era populație școlară. Sigur că acest lucru a fost absolut stimulativ și pentru mine. Și un lucru care iar trebuie să-l spun, pe lângă acești profesori am avut norocul ca în 1973 să se aducă de la Blaj, să se aducă la Blaj din vestita Bibliotecă Centrală Arhidiecezană o parte din cărți care au fost salvate și au fost duse la cuștiți. O să vorbim despre acest capitol important și mai ales cu dumneavoastră vorbim despre acest capitol din istoria trecută și prezentă a Blajului, cartea. Nu înainte însă de a-mi satisface o curiozitate, ați ajuns la Blaj de partizat guvernamental în anii, la începutul anilor 60, când era oarecare relaxare, să spunem, politică, când deja pusese loc amnistia generală, când, spuneați, o parte din vechii profesori ai Blajului au revenit, unii dintre ei chiar au primit ore, mai era și filozoful Ioan Micrea, cum vădința noastră îl amintesc, mai era și profesorul Albu, autorul unei celebre istorie a învățământului din Transilvania. Vreau să vă întreb, spuneați despre atmosfera sumbră pe care o dădeau și vechile clădiri ale orașului, de tristețe și de uitare. Nu era periculos dumneavoastră, tânăr profesor, să intrați în legătură, să vorbiți, să vă vizitați, să, mă rog, să consultați oameni care un an doar sau doi în urmă fuseseră închiși politic? V-ați asumat conștient acest risc? Pentru că risc era la normelor în aceea. Dumneavoastră știți că tinerețea, pe lângă alte caracteristici, are și acest avantaj. Este de un curaj aproape inconștient. Eu nu realizam că este un pericol și nici n-am avut urmări. Mi-am dat seama mai târziu că mulți din acești profesori erau sub urmărirea securității. Radu Brate, și iată a apărut acum o carte despre prietenia lui cu Corneliu Coposu. Toate revederile colegiale ținute la Blaj și la una dintre aceste revederi colegiale din 1980, am fost chiar invitat să vorbesc despre tradițiile culturale ale Blajului, pentru că nu mai aveau profesori sau erau în vârstă sau bolnavi. Dar eu nu am avut nicio urmare. Cu Ștefan Manciulea, pe care l-am pomenit, am chiar colaborat la realizarea unei cărți, era un cunoscător mare, profund al operei lui Cipariu, și împreună am făcut o ediție din cuvântările lui Cipariu la adunările generale ale Astrei sau din atât de frumoasele cuvântări școlare sau ținute în Dieta Transilvană. Deci, nu am avut și dacă aveam, poate că eram stresat, poate că pentru mine lucrul acesta însemna o rezervă și sigur că o pierdere. Ați avut sentimentul vreodată că sunteți urmărit, că sunteți vizat? Pentru că am văzut într-o expoziție la Alba Iulia, Muzeul Național, o retrospectivă a anilor comunismului, în care pe lista celor considerați dizidenți și, în orice caz, cu vorbire inoportună la adresa regimului, comunist era și dumneavoastră. Da, am văzut și eu acel document, mi l-a arătat unul din prietenii mei din Alba Iulia, cred că a fost o întâlnire cu Mihai Beniuc, pe atunci deputat, a venit la Blaj și am plecat la Jidvei. Și știți cum la asemenea ocazii se discută despre libertatea presei, despre literatura contemporană și cred că am spus cu acea ocazie, fără să mă gândesc, pentru că nici asta n-am știut, că în jurul meu sunt informator, de aceea eu nu mi-am cerut niciodată dosarul, nici nu știu dacă este dosarul de securitate, cum au făcut atâția, pentru ca să n-am mâhnirea că erau dintre cei pe care îi consideram prieteni. Probabil că unul dintre acești prieteni ar fi spus că, uite, la această întâlnire Buzea și s-a exprimat despre lipsa libertății de expresie și libertății cuvântului în literatura actuală. Revenim acum, domnule profesor, la un subiect drag dumneavoastră, poate cel mai
drag, să spunem, extra familie, cartea. Suntem în Biblioteca Documentară Timotei Cipatiu, o parte care încă păstrează sau reunește rafturile, o parte din cărțile care cândva au aparținut unei mari biblioteci, Biblioteca Arhidiecezană Centrală din Blaj. Spuneți-ne istoria bibliotecii blajeni, pentru că bibliotecile Blajului sau Biblioteca Blajului, deși se vorbește despre o Biblioteca Blajului, dar o bibliotecă importantă avea și Liceul Sfântul Vasile, o bibliotecă importantă, vorbesc de valoarea cărților, avea și fosta tipografie, imprimerie arhidiecezană, dar era Marea Bibliotecă a Blajului, considerată una dintre marile biblioteci din Transilvania și, spun unii, chiar o foarte importantă bibliotecă din întreaga Europa a timpului. Această bibliotecă, din câte știți și știu că știți, cum s-a format, care este povestea ei? Biblioteca Blajului, așa cum am cunoscut-o prin oamenii pe care i-am pomenit, a fost a doua mare șansă a mea la Blaj și a fost un mijloc de cunoaștere profundă a ceea ce a însemnat Blajul în istoria și cultura națională. Biblioteca aceasta își are începuturile chiar odată cu școala, cu școlile Blajului. La puțină vreme după deschiderea școlilor Blajului, episcopul Grigore Maior, de la cărui naștere iată s-a împlinit în această lună, noiembrie, 300 de ani. În paranteză, trecut oarecum sub tăcere sau sub totală tăcere această aniversare a unui episcop important pentru Blaj. De aceea e bine că îl pomenim chiar în contextul acesta. Măcar în 10 secunde să îi aducem recunoștință. Când a fost investit ca episcop, se spune că a făcut o vizită împărătesei Maria Tereza, care a spus ce poate să facă pentru un episcop al românilor din Transilvania. El, care era cu adevărat continuatorul lui Inocente Micu Klein, a cerut, așa cum ne așteptam, dreptate pentru poporul român din Transilvania. Va veni și vremea aceasta, probabil, a spus împărăteasa Tereza, Maria Tereza, dar până atunci pot să-mi cer altceva. Și a cerut cărți, pentru că se înființaseră școlile Blajului și era nevoie de cărți. El este cel care aduce primele cărți de valoare și el este începătorul bibliotecii vestite a Blajului. Și ne spun documentele vremii că el este și cel care a avut în grijă paza cărților. Trebuie să înțelegem primul bibliotecar. În timp apoi, oamenii aceștia ai Blajului, dascălii Blajului și ierarhi și dascălii ai Blajului, preoți, profesori, cu mare dragoste de carte, și-au format biblioteci personale foarte valoroase. Dacă ar fi să amintiți numai vestita biblioteca lui Timotei Cipariu, un mare bibliofil. Când au venit aici scriitori la Biblioteca Documentară și au văzut dulapul cu cărțile lui Cipariu, s-au minunat și de bogăția cărților și de limbile în care erau scrise aceste cărți. După Timotei Cipariu, apoi ierarhii, Mihali de Apșa, Ioan Vancea de Buteasa, Alexandru Nicolescu, mari iubitori de cărți, care în 1914, la îndemnul testamentar dinaintea lui Augustin Bunea, au strâns toate aceste cărți într-o bibliotecă. Așa s-a născut Biblioteca Blajului, în clădirea care acum este clădirea Curiei Episcopale. Era una din bibliotecile moderne pe acea vreme și cu toate donațiile acestea ale preoților, călugărilor, a devenit una din cele mai bogate biblioteci din Transilvania. Aș întreba, domnule profesor, așa vreau, selectiv, care erau, să spunem, piesele de rezistență ale acestei biblioteci, care erau, să spunem, cărțile, manuscrisele, documentele de mare, de mare valoare, care dădeau consistență și importanță națională și europeană bibliotecii de la Blaj? În primul rând erau câteva incunabule. Erau cele care erau tipărite în primii ani de la introducerea tiparului. Cărți din literatura europeană, și erau apoi valoroase edițiile Princeps ale reprezentanților școlii ardelene.
Aici era cronica lui Șincai, era opere lui Petru Maior, ale lui Samuel Micu, ale lui Timotei Cipariu. Erau apoi aproape toate ziarele și revistele blăjene, începând cu Organul Luminării al lui Timotei Cipariu din 1848, trecând apoi prin Arhivul de Filologie și Istorie, prima revistă de specialitate din Transilvania, prin Muza Română a lui Iacob Mureșanu, prima revistă de muzicologie, Comoara Satelor a lui Traian German, prima revistă specializată în folclor, primele reviste școlare manuscrise care apar tot aici. Era o comoară în această bibliotecă, o comoară îngrijită și pentru că la conducerea ei, după ce s-a deschis localul de care vă spuneam, foarte potrivit pentru această bibliotecă, au fost câțiva din mari dascăli ai Blajului, începând cu Zenofie Băclișanu, Ștefan Manciulea, care a fost în două rânduri director, Nicolae Comșa și, bineînțeles, Alexandru Lupeanu Melin, atât de îndrăgostit de Biblioteca Blajului, despre care a și scris rânduri foarte frumoase. Se vorbește despre existența biblioteca unor manuscrise persane care erau din proprietatea lui Cipariu și chiar de, iată, rarisimele plăcuțe cerate. Da. Vă spuneam că un bibliofil deosebit a fost Timotei Cipariu. El n-a precupețit niciun efort și nici bani pentru achiziționarea de cărți. E chiar legendară această călătorie a lui la Istanbul, spun documentele vremii sau tradiția, pentru achiziționarea unor cărți din literatura arabă și persană. Unele dintre acestea erau chiar rarități. Profesorul Manciulea spune că prin 1962-63 a venit la Blaj profesori universitari de la Cairo ca să consulte ceea ce a mai rămas din biblioteca lui Timotei Cipariu. Cum am spus, erau manuscrise arabe sau persane de o deosebită frumusețe și caligrafică. Cipariu a fost unul dintre cei care a cunoscut aceste limbi și spun biografii lui că ajunsese atât de cunoscător în limba persană sau siriacă încât încercase chiar să versifice în aceste limbi. Sigur că o valoare deosebită, și mă bucur că ați completat, erau tablele cerate. Ele au fost aduse la Timotei Cipariu de protopopul Simeon Balin din Roșia Montană. Erau acele plăcuțe care înlezneau schimburile comerciale, dar pe care, al căror înțeles, nu l-au putut descifra. Și atunci Simeon Balin a venit la Timotei Cipariu și Timotei Cipariu și-a dat seama că este într-o limbă latină populară. Lucru care l-a ajutat să stabilească cu certitudine că limba română nu se trage din latina clasică sau literară, ci din latina populară. Aceste tâmpițe cerate aveau o vechime foarte mare, să le spunem telespectatorilor noștri, primele secole, din primele secole, secolul II. Cucerirea Daciei de către Roma. Iată, secolul II. La Blaj au existat două, am văzut și eu la un moment dat, înainte de Revoluție, când erau aici, era o prietenă comună atunci la Biblioteca Documentară, o scriitoare talentată specială, Monica Antor. Ne-a spus partea frumoasă, povestea sau partea frumoasă a poveștii Bibliotecii Blajului. Acum, din păcate, urmează partea urâtă, tristă, dramatică, tragică acestei biblioteci. În 1948, încep eu, continuați dumneavoastră, odată cu interzicerea Bisericii Greco-Catolice, a început nu doar persecuția persoanelor fizice, să spunem, preoți, credincioși, episcopi, ci și a lucrurilor neînsuflețite, în primul rând a cărților, care a fost în anii aceia sau în perioada aceea soarta bibliotecii, din câte știți. O să încep prin a vă spune că una din scriitoarele pe care le prețuiți și regizoare, Anca Boariu, are o carte cu un titlu foarte potrivit despre drama acestei biblioteci, Iarna cărților noastre, și despre mâhnirea lui Manciulea atunci când aceste cărți au fost risipite sau chiar arse. Sigur că s-au răzbunat pe lângă oameni care au suferit închisorile alea sinistre, s-au răzbunat și pe cărți. Și s-au răzbunat într-un mod prostesc, adică
distrugându-le, nu adăpostindu-le. Și trebuie să fim recunoscători profesorilor de la Cluj, doi mari profesori, doi mari istorici, David Prodan și Constantin Daicoviciu, care au salvat ce s-a mai putut salva și au dus la Cluj fondul bibliotecii din Blaj, care este acum în cadrul Academiei cel mai bogat fond. Cei care își dau doctorate cu istoria Transilvaniei nu pot ocoli acest fond, care este acum depozitat la Cluj. În 1973, când s-a anunțat o vizită a conducătorului de atunci, poetul Ion Brad, strălucit absolvent al școlilor Blajului, beneficiind și de prietenia cu Ștefan Andrei, pe atunci ministru de externe, și un iubitor de carte, s-a gândit să arate că Blajul a fost și un la Blaj a existat și o mare bibliotecă. Și așa trăia atunci profesorul Ștefan Manciulea, care știa fondul Blajului, prin câteva drumuri la Cluj, a adus cu două, trei camioane ceea ce se vede acum și ceea ce a donat Clujul în această bibliotecă, acum filială a Bibliotecii Academiei din Cluj, Biblioteca Documentară Timotei Cipariu. Sigur că este valoroasă, ea poate da o idee prin dubletele, prin unele publicații periodice, ce a însemnat Biblioteca Blajului. Îmi place că ați amintit de asemenea numele regretatei prozatoare Monica Anton, care a fost prima bibliotecară după 1973 aici și a organizat câteva sesiuni de comunicări, invitând oameni pe care i-a cunoscut și pe care îi prețuia. Aici au fost evocați rând pe rând Nicolae Comșa, Ștefan Manciulea și atâția alții la un fel de simpozioane sau sesiuni de comunicări și referate. Și vă sugerez, poate ar fi bine și oportun ca la rândul ei Monica Anton să fie omagiată, să fie amintită în aceste încăpere ale Bibliotecii Documentare Timotei Cipariu, pentru că chiar a însemnat ceva pe un tronson de timp pentru această bibliotecă. O ocazie foarte potrivită ar fi reeditarea cărții care a consacrat-o, Sufletul Locului, o carte de proză scurtă, sau editarea Povestirilor de la Pânca, despre care oameni ca Petru Crețea sau Romul Munteanu au avut cuvinte de elogioase. Ar fi foarte bine să se reediteze aceste cărți măcar, sau manuscrise care sunt inedite. Spuneam, domnule profesor, la începutul discuției noastre că multe dintre cărțile dumneavoastră, chiar așa câte țineți o evidență, o contabilitate, câte cărți au apărut până acum? Nu țin, este de numărul este de ordinul... Poate 10, peste 10. Cred că mai multe. Cred că mai mult de 10 ani în biblioteca mea cărți semnate de noastră. Dar o bună parte din aceste cărți sunt dedicate Blajului, sunt dedicate personalităților Blajului, momentelor istorice, culturale, importante care au avut loc în acest oraș. Studenților dumneavoastră, doctoranților pe care îi conduceți, le insuflați această dragoste de tradiția Blajului, pentru că nu ne ascundem după copac, sau mai trebuie să ne ascundem după copac, în lumea de astăzi, valorile la care oamenii general se raportează nu mai sunt cele reale. Este și cazul Blajului, sigur, un oraș cunoscut, un oraș, dar nu mai este ce era odinioară, deși zidurile nu mai sunt triste, nu mai atmosfera orașului nu este una deprimantă, așa cum era în anii 60 când ați venit la Blaj. Orașul renaște acum, iată, și economic, și asta este foarte important, și arhitectural, se repun în valoare sau se pun în valoare case, locuri, străzi și spiritual. Acum, cu spiritual, nu știu dacă este pe măsura economicului sau a. Deși, paradoxul ăsta este un oraș care în întreaga lui existență, să spunem, într-un sfert de mileniu, a dat atât de mult pe plan spiritual națiunii, astăzi, sigur, că are patru licee, câte avea și pe practică în dumneavoastră, are școli, are nu știu, și o universitate de o facultate de teologie, dar parcă viața spirituală nu este atât de fervescentă ca o tinioară. E necesară, așa cum ați spus, o
completare și o corectură la ceea ce am început cu versurile lui Kirilova. Sigur că orașul arată foarte bine astăzi. Noastră știți că cei care vin în Blaj spun în primul rând, iată, acest orășel transilvan are aspectul unui orășel european acum, arhitectural. N-aș fi atât de sceptic nici în privința vieții spirituale și o să vin cu câteva exemple. Cum? Convingeți-mă. Da. În primul rând, cum știți bine, s-a reluat activitatea editorială. Deci, la Blaj au apărut atâtea cărți, la tipografia seminarului și acum este editura Buna Vestire pe care o conduceți, în care apar o serie de cărți valoroase. În al doilea rând, s-a reluat apariția unor reviste și publicații blăjene. Pentru scurtă vreme, e drept și regret că numai pentru scurtă vreme, Cultura Creștină, care a fost revista Înțelepciunii Blajului, una din cele mai bune reviste de cultură teologică din perioada interbelică. Dar și Unirea, care continuă publicația Mitropoliei Blăjene fondată la 1891, și revista Blajul, pe care iată o scoatem împreună de aproape 8 ani. Revistă care a apărut în 1934-1936 cu colaborarea lui Pavel Dan, Radu Brateș și Iona Gărbiceanu și atâția alții. Și apoi, să nu uiți ceea ce a spus, s-a reluat ceea ce dă specificul Blajului, școala emblema Blajului, Facultatea de Teologie. Facultatea de Teologie este sau ar trebui să fie facultatea care dă prestigiu școlar acestui orășel cu atâta importanță. Ați trăit și trăiți în mijlocul cărților acasă, aveți o bibliotecă impresionantă. La facultate sunteți, biroul dumneavoastră este plin de cărți. Peste tot unde mergeți, vă raportați la carte. Cred, nu spun cu siguranță, dar cred că trăiți o, dacă nu dramă, cel puțin o dezamăgire când vedeți că nici elevii dumneavoastră, nici studenții dumneavoastră, nici în general oamenii de astăzi nu mai pun prețul pe care ar merita să-l pună pe carte. Un om al cărții, cum percepe această, din păcate, realitate? Văd că mă conduceți spre un final trist. Totuși am să încerc să ia într o notă mai optimistă. E, fără îndoială, nu mai este asta, oricine constată, nu mai este aceeași sete de carte cum era atunci când erai dumneata elev sau cum am fost eu, profesor și student. Să vă amintesc numai că în 1962, când s-a reeditat postum volumul lui Blaga, eram student la Cluj în anul 2, pe atunci librăria din centru se numea Cartea Rusă, era coadă infernală, o coadă cum era la alimente. Astăzi nu mai vedem aceste cozi. Și acum să vedem o explicație. Tineretul de astăzi, din clasele primare, citește și știe internetul. Este un mijloc de informare. Mai comod, poate, unii spun, eu nu cred și nici nu mi-ar plăcea, cartea formatul clasic să fie înlocuită de cartea în format electronic. Ar fi ca într-un film de groază, ca într-un film de științifico-fantastic pe care chiar n-aș dori să-l trăiesc. Sigur, absolut. Pentru că o carte în forma aceasta clasică îți dă și satisfacția unei visări pe marginea celor citite. Cititul online, sigur că e mai comod. E un mijloc de informare la care nu se poate renunța și rapid. Dar nu îți dă satisfacțiile pentru un lector, pentru un bibliofil, nu îți dă satisfacțiile pe care ți le dă cartea adevărată. Iată să vă spun că este și un pericol cu acest internet. Atâtea plagiate și atâtea teze și de doctorat apar doar așa prin accesarea internetului, prin luarea unor bucăți dintr-o lucrare, din alta, care par la lectură incoerente sau se văd lipiturile. Da, o veste bună, domnule profesor. Am auzit și eu din emisiuni de știri de la televizor, se pare că statul român, sau mă rog, instituția ale statului român au cumpărat un program pentru calculatoare care permite identificarea lucrărilor plagiate. Da, e o veste bună. Descurajează inițiativele de acest gen.
Da, dar să mai adaug tot o notă optimistă, să spun, eu nu cred că va dispărea cartea și sunt și acum tineri care studiază. Ați spus de doctoranți, conduc cu plăcere câteva lucrări de doctorat despre trecutul cultural al Blajului. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența noastră. Și o plăcere pentru mine să aud povestite de dumneavoastră, spuse de dumneavoastră, lucruri atât de interesante despre un oraș care pentru mine înseamnă foarte mult și despre un oraș pe care și dumneavoastră, și eu, și toți blajenii ne dorim ca tot mai multă lume, cât mai mulți oameni să știe lucruri pe care chiar este bine să le știe. Și eu vă mulțumesc și vă spun că Blajul nu numai că este al doilea oraș, a devenit orașul meu. Dacă sunt de o jumătate de secol în Blaj, pot considera blăjean. Mulți, foarte mulți ani înainte în acest oraș. Mulțumesc mult! A fost istoricul și criticul literar Ion Buza și vă mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori, pe curând!